Nu vrei să știi care variantă rula în capul meu. Florile sunt prea târziu aduse. Așa este. Să înțelegeți, vreau să despre cine vorbim. Este vorba despre Nicole Sherry, nu? Nicole Sherry vorbește despre un nou rol în viața ei. Despre ce este vorba? Noi vorbeam despre faptul că suntem bătrâni. De mămică, psiholog. Nicole Sherry este mămică. E mămică și se pregătește de al doilea și dă și sfaturi despre al doilea copil. Îmbătrânim. Ne ducem. Da. Materialul. Despre film, cu siguranță nu e o postură, nu am mai jucat într-un film, acum este nou pentru mine pentru că voi fi rol principal și clar este mult mai greu, adică așteptările sunt mult mai mari, atât din partea mea către mine, dar și din partea publicului și sper eu să mă ridic la nivelul acela. Cum reușesc să împarți timpul, pentru că bănuiesc că acum că a venit și filmul e mult mai aglomerat programul tău? Filmările le-am terminat. Am terminat cu perioada aglomerată și mă bucur că, da, am reușit să le duc la cap cu bun sfârșit pentru că mă speria un pic perioada care a trecut. Atunci când mă gândeam că cum o să fac față, știi, să mă împart, dar am reușit, am avut parte de susținerea familiei și am mers totul de la sine foarte bine. Joci în film rolul Rominei. Cât de mult se aseamănă Nicole cu Romina? Să știi că amândouă sunt talentate. Și Romina e un personaj bun, un personaj și personajul erou, dar care are foarte multe... nu e un personaj plictisitor. Deci Romina nu e plictisitoare. Este bună, dar nu ca un personaj și bun când e drăguță. Nu. Are câteva momente când veți fi surprinși de... cum joacă ea pe degetele unele situații. Și asta îmi place foarte mult la ea. Nu știu neapărat dacă mă asemăn aici, pentru că eu, într-adevăr, sunt un om bun și câteodată mi-ar plăcea să mă joc mai bine cu oamenii și cu situațiile, dar nu pot. Adică eu sunt foarte mult pe feeling, pe ce simt în momentul ăla. Poate uneori greșesc, poate uneori trebuie să fiu și eu să urmez interesul mai bine, dar cred că până la urmă bine ce am făcut și n-am de gând să mă schimb. Cred că mă voi păstra așa, dar da, Romina, cred eu că nu o să vă plictisească deloc în cinema și o să vă placă. Ce te-a afectat vreodată faptul că ai fost într-adevăr poate mult prea bună în anumite situații? Nu știu, poate pe mine mi-a părut rău, dar după să știi că mi se pare că tot binele pe care l-am făcut mi s-a întors și asta pe mine m-a liniștit cumva și nici nu mă gândesc, adică fac bine și cred că asta este important, să nu aștepți în schimb nimic. N-am așteptat, dar totuși am primit și asta m-a făcut pe mine să cred că sunt pe drumul cel bun, că am procedat bine și că până la urmă lucrurile se întorc într-o oarecare măsură.